Femeile din țara noastră au fost felicitate cu ocazia zilei de 8 martie de către conducerea țării. Președintele Maia Sandu susține că această sărbătoare nu este doar despre flori și cadouri și a încurajat femeile să creadă în puterea lor. Ea poate să devină oricine își dorește. Cercetătoare care face mari descoperiri, antreprenoare de succes, ministră sau președintă de țară. Dacă muncește cu determinare, are curaj și nu uită de puterea ei. Prim-ministrul în exercițiu Aurelie Ciocoile a urat femeilor multă sănătate, inspirație, realizări profesionale și fericire în viața personală. Șeful cabinetului de miniștri a menționat că are un profund sentiment de recunoștință și respect pentru reprezentantele sexului frumos, pentru că ele sunt coloana vertebrală a civilizației contemporane și, de-a lungul istoriei, au fost nevoite întotdeauna să repare ororile admise de bărbați care se aventurau irresponsabil în războaie distrugătoare. Totodată, Aurelie Ciocoile a dorit bărbaților să aibă curajul și inteligența de a aprecia femeile la justa valoare și eforturile fiecăruia dintre ele. Iar președintele Parlamentului, Zinaida Greceană, le-a urat femeilor căldură și dragoste în inimi, înțelegere în familii și succese în activitate. Șeful legislativului le-a dorit să fie binecuvântat tot ce este mai scump pentru fiecare dintre ele, lumina dragostei și puterea năzuințelor să le vegheze și să le ajute, iar sănătatea și buna dispoziție să le însoțească întotdeauna.